Hristos a înviat. Hristos is auferstanden. În al preasfinția voastră, Părinte Mitropolit Serafim, preasfințite Părinte Macarie, preacuvioși și preacucerniși părinți, iubiți frați și surori, suntem astăzi aici la München, în această biserică, criptă sau sala crucilor, cum i-a pus numele Preasfințitul Sofian, pentru că Preasfințitul Sofian împlinește în aceste zile 20 de ani de la hirotonirea lui întru episcop, când a devenit episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Luxemburgului și Austriei. Și este un prilej de bucurie pentru noi, pentru că la fiecare aniversare dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim pentru darurile Lui. Și astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că, plecând de la Evanghelia de astăzi, a fost, este și a dat atâtea semne de viață, a fost atât de viu în viața Preasfințitului Sofian. În același timp este și un moment de întâlnire și de manifestare a Bisericii prin episcopat, pentru că suntem aici Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și eu care vin din Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, de la Paris. Noi ne întâlnim de multe ori, toți episcopii din Europa, ne întâlnim pentru a ne ruga împreună și a manifesta această unitate. Și dacă am fost acum 20 de ani, am fost și acum. Timpul trece și iată că omul sfințește locul. Și dumneavoastră, împreună cu Preasfințitul Sofian, ați făcut aici minuni prin darul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că biserica este vie, că harul Duhului Sfânt lucrează. Lucrează și prin cele materiale, dar mai ales prin cele ascunse, prin cele duhovnicești, prin cele nevăzute. Și așa se văd cele văzute, materiale. Însă aș vrea să mă opresc la Evanghelia de astăzi și să medităm împreună asupra câtorva aspecte a ceea ce Evanghelia de astăzi ne pune înainte. Este o Evanghelie foarte bogată, plină de speranță. Ne bucurăm că Dumnezeu, oriunde am fi și orice am fi și oricine am fi, prin această femeie care, din punct de vedere al credinței evreilor, a poporului iudeu, din acea vreme era o eretică, era o femeie care n-avea credința cea dreaptă a poporului lui Israel, care credeau în Iahve și se închinau la Ierusalim în templul pe care Dumnezeu l-a arătat, a cărei dimensiuni și arhitectură chiar Dumnezeu a dat-o. Ei și-au făcut altceva, și-au negat ceea ce Dumnezeu a lăsat poporului său. De aceea vedem că această femeie, chiar dacă era departe de Dumnezeu, totuși Dumnezeu a cercetat-o. Oare pentru că a cercetat-o, l-a cercetat ea pe Dumnezeu înainte? Dumnezeu i s-a arătat? Probabil. Însă, vedem că Dumnezeu își deschide voia Lui și prezența Lui chiar pentru cel care nu este în credința, pe calea
cea dreaptă pentru a-l aduce și îl cercetează. Nu întâmplător Mântuitorul a luat calea Samariei, samarinenii și iudeii fiind dușmani de moarte, deși erau frați unii cu alții. Frați, nu o să insist pe istoria celor două triburi, să zicem, a celor două entități, dar erau frați. Și astăzi vedem frați care se luptă unii cu alții. Dacă un rus îl vede pe un ucrainian și invers la ei acasă astăzi, fiind de aceeași credință chiar, nu se știe dacă pleacă unul viu din pământul celuilalt. Atât de mare a devenit ura. Și vedem că de-a lungul istoriei se întâmplă între frații de sânge din aceeași curte, între rude, același lucru. Acolo unde omul se îndepărtează de Dumnezeu și de harul lui, nu mai contează nimic. Deci, Mântuitorul se oprește la această fântână care are o istorie. Iacov a poruncit să se facă acea fântână și o întâlnește pe femeie. Femeia de la care Mântuitorul cere să bea, îi cere apă. În primul rând, un bărbat nu putea să-i ceară unei femei, în absența altui bărbat să-i ceară ceva. Mântuitorul trece peste asta. În același timp, nu și adresau cuvântul unul altuia, samarinenii și iudeii. Însă Mântuitorul trece și peste asta și cere femeii apă. Și ea reacționează. Cum adică? Tu îmi ceri mie, tu evreu, iudeu, să-mi ceri mie samarinean? Dacă ai fi știut cine este cel care își cere, ai fi cerut tu de la el și ți-ar fi dat să bei apa cea vie. Deci, Mântuitorul nu numai că trece peste toată rânduiala, dar el de fapt era atent la nevoia sufletului ei. Care era nevoia sufletului ei? Mântuitorul se identifică de fapt cu cei care sunt însetați, cu cei care sunt flămânzi și prin asta vedem că de fapt prin cel însetat și flămând, el cere de mâncare, el cere băutură. Dar de data aceasta se duce direct la sufletul ei. Dacă ai fi știut cine este cel care cere, ai fi cerut tu și ți-ar fi dat apa cea vie. Vedem că apa cea vie are o semnificație multiplă. La ce vă duce cuvântul viu când e vorba de apă? Cine îmi poate spune? La ce vă duce? La natură? La ce altceva? La via. Nu numai viață, că zice că e vie. Ce? Mișcare. Mișcare. Cum este un râu în raport cu un lac? Cum este? Static. Static. De poate să devină baltă. Ce-i balta? Balta moare. O baltă care, un lac care devine baltă și nu mai are o sursă de reîmprospătare a apelor, devine o baltă moartă în care viața, trăiesc acolo niște animale, dar atât se umple de tot felul de plante care asfixiază, iau oxigenul peștilor și peștii mor. Deci apa vie ne trimite la mișcare, la ceva viu. Adică ce înseamnă asta? Când îi spune, ți-ar fi dat apă vie. Adică mișcarea aceasta este numai dinspre Dumnezeu înspre om sau și invers, dacă este viu?
Este și invers. Deci când vorbește Mântuitorul despre apa vie, vorbește de fapt despre ceea ce era în sufletul ei, căutarea femeii și răspunsul lui Dumnezeu. Ea căuta, dar nu știa ce caută. Și Mântuitorul îi dă un răspuns cu alt răspuns ascuns în răspunsul lui. Adică își ascunde prezența Mântuitorul, dar răspunde la ceea ce ea caută. Deci la asta ne aduce în primul rând expresia apa cea vie. Adică pe Dumnezeu nu-L putem confunda cu un ocean static din care noi mergem și luăm câte o găleată la nevoie. Dumnezeu este viu. El vine spre noi dacă noi mergem înspre El. Și nu este acolo ca un depozit din care noi luăm ceva, cât ne trebuie, plecăm și zicem, rămâi tu aici că dacă mai am nevoie, vin și iau. Ceea ce este viu înseamnă schimb. Înseamnă mișcare de la unul la altul. Dar ce mai este viu? Ce mai înseamnă viu? Noi când primim harul lui Dumnezeu, ce pățim? Zice Sfântul Sofronie din Marea Britanie, de la mănăstirea Essex, care a fost canonizat nu de mult și care era un ucenic, a fost și este ucenic al Sfântului Siluan. Zice așa: cum știm că harul este în sufletul nostru? Țineți minte asta. Ați auzit-o vreodată? Care e semnul harului în suflet? Este bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe, dragostea. Dar el mai zice ceva. Care este semnul harului? Este vederea propriilor păcate și neajunsuri. Vederea propriilor păcate. Deci, atunci când ne luptăm cu propriile noastre păcate, suntem conștienți de ele, știm că harul Duhului Sfânt este în noi, ne mișcă, nu ne lasă să devenim și noi ca o baltă oarecum care se și împuțește la un moment dat, acumulează răul fără să mai poată să iasă niciodată. Și vedem că harul Duhului Sfânt mai are un rost și anume evacuează din noi răul, adică ne spală de păcat, ne șterge păcatele prin mila lui Dumnezeu. Deci iată încă un aspect al a ceea ce este viu a prezenței harului în noi. De multe ori vedem că cei tineri, copiii, tinerii, pierd sensul vieții. Nu știu de ce trăiesc. Și zicem, oare de ce? Ne întrebăm de ce. Zicem, da, ți-am dat, îți dau bani, te-am pus la cea mai bună școală. Ai tot ce trebuie. Ce-ți lipsește? Da, mamă și tată, dar nu te văd niciodată. Tu unde ești? A, păi dar eu lucrez ca să-ți dau ție toate astea. Dar ce să fac cu ele dacă nu știu cine-i tata și cine-i mama? Dacă îi văd doar când îi văd. Îi văd pe alții, prieteni, colegi, profesori, dar pe tine nu te văd. Nu te simt, nu te știu. Ce-mi transmis, ce-mi dai? Adică copilul resimte doar o absență. Doar o absență, care se materializează în ce? În pierderea sensului vieții. Pentru că sensul vieții îl dăm noi, părinții. Cum? Le vorbim despre noi, despre viața noastră. O primă experiență
o au copiii din viața noastră. Dacă noi le spunem numai aspectele pozitive și îi certăm pentru greșelile lor, o să se descurajeze, zice, nu pot să fac asta, sunt ultimul, sunt cel mai rău. Pentru că noi nu spunem păcatele noastre și greșelile noastre, părinții, spunem numai aspectele bune. Nu cumva să schimbe copiii părerea despre noi. Le dăm o imagine idilică despre cine sunt eu, tata și mama. Sau îi expediem când au probleme și întrebări, îi expediem, îi trimitem în altă parte. Sensul vieții nu-l mai au. Și confundăm și noi, îi învățăm pe copii să înțeleagă că sensul vieții este în ce? În material, în cunoaștere, în a avea, a poseda, cum facem și noi. Ce nu avem casă, ne facem o casă mare, gata, ăsta e raiul. Și ne dăm seama că nu e raiul, că sunt doar niște pietre care nici măcar nu imită, încearcă o frumusețe oarecare estetică, dar care n-aduc nimic. Și atunci copilul caută sens și îl găsește în ce? Altădată nu știm în ce îl găseam. Când eram noi copii, adolescenți, nu erau droguri, era poate băutură, era fumatul, erau altele. Era trupul și sexualitatea, căutarea, întotdeauna a fost asta la îndemâna omului. Dar iată că secolele din urmă au adus pentru tineri drogurile și băutura și alcoolul și căutarea sensului vieții în cele ale trupului. Și copilul spune, nu știu care este sensul vieții mele. Și noi îl trimitem la moarte, la ceea ce constituie moarte și trecere, adică materialul. Cum să-i aducem harul și apa cea vie dacă de mic nu l-am hrănit cu asta? Și eu am fost ca tată și mamă marele absent din viața lui, pe care nu-l mai poate crede. Și nu putem să nu vorbim despre copii astăzi. Pe el cine îl caută? Cine îi dă apa cea vie, harul, dacă nu mama și tata, dacă nu ei îl îndrumă să-l găsească, dacă nu se duc ei la fântâna la care ei stau însetați și încearcă să scoată apă și n-au cu ce? Deci iată un alt sens al apei celei vii astăzi pe care Mântuitorul încearcă să o pună în mișcare în viața noastră. Ne dăm seama că pentru omul secolului 21 și al secolului de care am trecut, dar unii sunt născuți în secolul 21, trupul a fost și este centrul vieții. Și mai mult, suntem învățați asta în școli. Suntem învățați că extazul și plăcerea sunt scopul vieții noastre. Cum scoatem asta? Sau cum punem și altceva în sufletele copiilor? Asta este întrebarea vieții noastre. Și ne va întreba Hristos, cum i-a spus femeii, 5 bărbați ai avut. 5. Ți-ai căutat toate simțurile trupului tău și acum nu ai bărbat. Nu ai nici sens vieții tale. Însă apa cea vie ne trimite și la curăție, la ceea ce ne curăță. Ați făcut cu toții duș astăzi, nu? Și baie, sau aseară, cu toții am făcut. Dar ce ne spală de păcate și ne trimite la apă? Ce?
Ce ne spală de păcate prin apă? Ce, cum se numește Sfânta Taină? A botezului. Noi suntem mântuiți prin taina botezului. Deci atâta apa cea vie la care ne cheamă Hristos și pe care ne-o dă este și apa botezului. Adică este și una palpabilă. Mai este și aghiasma după aceea, dar prin apa botezului El ne primește în împărăția sa, în biserica sa, în trupul său. Deci iată câteva sensuri pe care Mântuitorul le dă apei celei vii. Și apa aceasta, de fapt, ne aduce prin botez pe cine ne aduce noi? Pe cine ne aduce? Cine ne locuiește după botez? Și cine încă? Și cine încă? Hristos. Harul Duhului Sfânt. Ne locuiește Hristos, dar nu singur. Ne locuiește cu Duhul Sfânt și cu Tatăl. A zis Mântuitorul, de nu se va naște cineva din nou, din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Deci, Hristos ni se aduce în dar prin botez și după botez primim pecetea darului Sfântului Duh, ne locuiește și Duhul Sfânt și apoi îl primim pe Hristos în Sfânta Împărtășanie, care ne locuiește și de aceea ne numim noi cum? Ne numim creștini. Deci, prelungirea lui Hristos veșnic în noi este Duhul Sfânt care o face. În Duhul Sfânt îl primim de la botez în continuare pe Hristos în noi. Iar Duhul Sfânt și Fiul îl fac prezent pe Tatăl. Ce minune! Pe care Mântuitorul o spune femeii la un moment dat. Ea invocă faptul că nu numai la Ierusalim, ci și acolo la ei, la templul lor, se poate închina. Nu numai la Ierusalim, și spune Mântuitorul, adevărat zic vouă că vine vremea când toți închinătorii, toți cei care se vor închina Tatălui, se vor închina în Duh și în adevăr. În aceasta, Sfinții Părinți au văzut, de fapt, nu neapărat starea omului lăuntric, nu neapărat adevărul despre om, ce au văzut mai departe, au văzut de fapt Duhul fiind Duhul Sfânt, iar adevărul fiind Fiul. Adică închinarea Preasfintei Treimi, că nu poate ajunge cineva la Tatăl Ceresc decât prin Fiul care este adevărul, El a spus despre El, Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, la Tatăl ajungem prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Dacă Mântuitorul a ascultat-o pe femeia samarineancă și a ajuns la ea, înseamnă că fiecare cerere a sufletului nostru este auzită, este primită de Mântuitorul și precum a vindecat-o pe acea femeie, dar cum a vindecat-o? A pus degetul pe rana sufletului ei, care era o rană ascunsă, nu spunea, că a avut 5 bărbați, a încercat și a căutat toată viața ei să-l găsească pe cel care să o iubească, să o respecte, să o pună în valoare, așa cum face fiecare soț
cu soția lui și mai ales să dea viață împreună unei familii. Dar probabil că din toate acestea ea s-a ales cu răni sufletești, s-a ales cu multă umilință, s-a ales cu poate moarte sufletească și a strigat către Dumnezeu. Hristos n-a așteptat mult, a pus direct degetul pe rana sufletului ei și a vindecat-o, a primit-o și a făcut din ea apostol, ceea ce de fapt face și cu fiecare dintre noi. De aceea spuneam că este o zi de bucurie, pentru că Mântuitorul ne primește așa cum suntem, cu toate rănile sufletului nostru. Și nu numai că ne primește, dar ne spală de ele cu apa cea vie, care este darul Lui, iertarea Lui, pe care noi o primim în spovedanie, noi creștini ortodoxi. Dar să avem încredere că așa cum pe noi ne vindecă și ne iartă, îi vindecă și iartă pe mulți alții, anonimi, pe cei care trăiesc, ni se pare nouă, în nesimțirea față de credință și față de El. Dar Hristos îi caută cum ne caută și pe noi. Hristos îi primește și îi găsește cum ne primește și ne găsește și pe noi. Dar ne-a dat și o poruncă. Hrăniți pe cei flămânzi, adăpați pe cei însetați, cercetați-i pe cei în suferință, căci dacă faceți unia din aceștia mai mici, mie îmi faceți. Și iată că prin femeia samarineancă Mântuitorul ne repetă acest lucru. Dacă a făcut din ea apostol pentru satul ei, pentru cetatea ei, a făcut și din noi, din fiecare apostoli, pentru cetatea noastră. Să mergem și să spunem lumii că Hristos a înviat, că Hristos ne-a iertat, că Hristos ne iartă, că Hristos ne ridică, că la Hristos este apa cea vie. Amin. Hristos a înviat. Amin.